și la mulți ani tuturor colegilor, oamenilor care se uită la Antena 1. Fetelor, veniți lângă noi. De 25 de ani, astăzi e o zi absolut specială de sărbătoare, pentru că odată face și omul și televiziunea 25 de ani. Da, așa cum sunt oameni care se uită la noi din prima clipă în care am sosit aici, adică de aproape 11 ani, sunt oameni care se uită din prima zi de emisie a Antena 1 la Antena 1. Bună dimineața, Amalia! Bună dimineața și la mulți ani! Ce făceai acum 25 de ani? Acum 25 de ani aveam 2 ani. Dar și eu sunt de mulți ani, pot să zic, în antena, pentru că prima oară cred că am venit la voi în emisiune cu Blacksy Girls. Ah, da, la corect, 16 corect. Ani. Da, și de 5 ani la voi. Imediat 5 ani. Amalia știe Antena 1 de la vârsta biberonului. Asta este foarte, foarte bine. Flavia, Neatza. Bună dimineața și la mulți ani pentru un sfert de veac, un sfert de veac. Da, dacă e zici mult. Așa e mult. E da. Mult. Ce făceai acum 25 de ani? Nu știu, că nu sunt bună la matematică. Oricum ceva făceam. Și la mulți ani mie pentru aproape 6 ani cu voi. Cătălin Oprișan, Neatza. Unde suntem, domnule? Bună dimineața, să rămână la mulți ani. Bună dimineața. Ce faceți, domnule, cu 25 de ani? Mă uita la Antena 1. Că eu îmi permit la etatea pe care o am. A 2 anișor, 3 anișor, eram bătrân. Călcam pe clasa 12-a, cred că, wow. 93. Învățam, ce aveam, Lostriță și ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare, Vasile Voiculescu, Maitreyi și La Țigani și Mircea Eliade. Asta era între a 12-a, la început. Asta vă ocupați. Da. De multe ori programele Antenei 1 erau și o bună scuză pentru a nu învăța la bacalarea. De exemplu, la mai multe ori. Noi așa am zis la bancă, ne uitam la brâu. Hai să treacă imaginile astea și după aia mă apuc, mamă. Ziceai. Cătălin va păzi astăzi toată ziua acest superb candy bar. Poți să mă duc de acum? Deci, nu te apuci, îl păzește. Nu, să mă duc de acum și... El o să aibă o misiune tare dificilă astăzi, că va trebui să păzească un candy bar senzațional, dar și bunătățile pe care le-a pregătit Vlăduț. Bună dimineața, Vlăduț! Bună dimineața și la mulți ani, Antena 1! Din suflet la mulți ani! Ce făceai acum 25 de ani? Răzvan, acum 25 de ani nu eram în România, lucram ca și bucătar în Köln. Erai în Germania? Eram în Germania, exact. După care te-ai întors? După care m-am întors în România. Da, dar din 95 Antena 1 se prindea și pe satelit, deci... Iată, wow. Iată, astăzi o emisiune... obișnuită. Delicată. Nu, nu. Delicată? Foarte delicată. Foarte... A, nu, dar nu foarte... e gata, candy bar-ul, așteaptă un pic. Oh. La un moment dat aveam impresia că noi nu știm să ne bucurăm, dar anii au trecut, sacourile stau din ce în ce mai bine pe noi și am aflat că știm să aniversăm și să ne